Universitatea Maritimă Constanța și-a primit astăzi noi studenți. Ceremonia de deschidere a anului universitar a avut loc la baza nautică a universității, unde studenții au fost întâmpinați de profesori și de conducerea universității. Am o doză foarte mare de entuziasm în momentul în care începe un nou an universitar, pentru că sper ca cei care au ales să vină la noi la universitate să înțeleagă acest spirit care este destul de inovativ pe care îl practicăm în universitate. La început de ciclu universitar aș vrea să vă adresez câteva rugăminți. Prima rugăminte este să înțelegeți că intrați într-o nouă etapă de viață. Universitatea este altceva decât a fost toată școala pe care ați făcut-o până acum. Aș vrea să încep felicitându-i pe Boboci, că au ales, așa cum altă dată și ceilalți colegi ai lor, să facă studii, să se pregătească pentru viitor la Universitatea Maritimă. O universitate care nu este cu vedere la mare, ci este cu deschidere la toate mările și oceanele lumii. Dragi colegi, stimați studenți, vă doresc un an nou universitar minunat, cu multă reușită, împliniri, sănătate și putere de muncă. Proaspeții Bobocii ai universității sunt entuziasmați de începerea anului universitar și spun că abia așteaptă să-și cunoască profesorii și noi colegi. Primul an universitar este o nouă etapă în care începem să ne dezvoltăm, să cunoaștem anumite lucruri care posibil să ne placă sau nu și care să ne dezvolte pe viitor. Am puțin așa emoții că fiind primul an, dar eu zic că o să fie bine. Abia aștept să-mi cunosc colegii, să interacționăm mai mult, să învăț cât mai multe chestii și să mă pregătesc pentru viitor. Sunt destul de entuziasmat, adică e UMC, nu e o facultate de doi bani, e ca lumea. De ce ai ales asta? Îmi place navigația și am vrut să mă duc pe ceva stabil, ceva cu bani, ceva de viitor. Studenții au putut vizita și două săli recent amenajate și dotate cu mijloace tehnice moderne care facilitează accesul la desfășurarea cursurilor în sistem online sau hibrid. Din acest punct de vedere, practic putem vorbi de o formă de One Big Classroom cu funcționalitate worldwide. Practic, studentul poate participa atât fizic, cât și oriunde din Constanța, din țară sau din orice altă parte a globului. Activitățile didactice vor începe de luni 4 octombrie, numai pentru studenții din anul întâi. Ceilalți cursanți se vor reîntâlni cu profesorii lor doar online.